Zi importantă pentru justiție. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat în această dimineață care sunt propunerile sale pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție a Parchetului General și a DIICOT. Voi adresa președintelui României, domnului Klaus Iohannis, următoarele propuneri de numire. Pentru funcția de procuror general al României, doamna procuror Gabriela Scutea. Pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul procuror Crin Bologa. Pentru funcția de procuror șef al DIICOT, doamna procuror Georgiana Osu. Voi înainta propunerile către CSM, secția de procurori, în vederea avizării, în termenul anunțat inițial de Ministerul Justiției, respectiv mâine, 22 ianuarie. Cătălin Predoiu a precizat că cei trei nominalizați sunt cu un pas în fața celorlalți candidați. Practic, ei se încadrează în profilul de lider despre care vorbea ministrul Justiției în faza de interviu. Am ales candidații care au prezentat simultan competență și experiență. M-am ferit de experimente pentru că situația în care se află ministerul public nu permite experimente. Ulterior obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiției va înainta propunerea președintelui României în vederea numirii persoanei în funcția de conducere pentru fiecare instituție în parte. Ministerul Justiției a demarat la începutul lunii decembrie selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere.